Se anunță vremerea în Mehedinți până mâine dimineață la ora 8. Sunt vizate importante cantități de precipitații, ce ar putea depăși local 40-60 de litri pe metru pătrat. Întrucât cantitățile de ploi vor fi însemnate, cetățenii sunt rugați să curețe șanțurile și rigolele de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. Cantitățile de apă ar putea depăși 40-60 de litri pe metru pătrat, iar pe lângă ploile abundente, mehedințenii se pot confrunta și cu intensificări ale vântului. Începând astăzi de la ora 14 și până mâine dimineața la ora 8, județul Mehedinți se află sub incidența atenționării meteorologice cod galben, care vizează importante cantități de precipitații ce vor depăși local 40-60 de litri pe metru pătrat. Rugăm cetățenii să respecte măsurile și să curețe șanțurile și rigolele pentru evacuarea normală a apelor pluviale. În cazul manifestării vântului puternic, mehedințenii sunt rugați să evite deplasările și să se adăpostească în locuințe sau alte spații închise care să le asigure protecție.